Astăzi la Deva a avut loc conferința de presă zonală a Blocului Național al Revoluționarilor 1989, cea mai activă forță civică națională organizată și care reprezintă un număr de peste 80 de asociații de revoluționari din toate județele țării și din București. Și revoluționarii sunt nemulțumiți de modul în care decidenții de la București au cam uitat de revoluție. Deci implicit și revoluționarii sunt lăsați într-un cont de umbră. Tocmai de aceea organizează o serie de conferințe de presă zonale pentru a-și promova doleanțele. Venim în întâmpinarea ideilor pe care le manifestă revoluționarii legate de respectul pentru Revoluția Română din decembrie 1989, de aplicarea legii 341, de revenirea la forma inițială a instituției guvernamentale, Secretariatul de Stat, care se preocupă de problemele noastre ale revoluționarilor. Blocul Național al Revoluționarilor 1989 și-a stabilit ca țel păstrarea memoriei vii și nealterate a celui mai important moment din istoria recentă a României, Revoluția Română Anticomunistă din decembrie 1989.